Bună ziua! Sănătate tuturor! Astăzi vreau să vă arăt, așa cum v-am promis în videoclipurile celelalte, că o să deschid buduroiul sau scorbura din care am făcut un stup să viețuiască o familie de albinuțe. Este vorba de un trunchi din lemn de nuc, în două bucăți, scobit pe dinăuntru și în urmă cu ceva vreme am băgat albinuțele în el. Așa că vă invit să vedeți cum viețuiește albina în buduroi. În urmă cu vreo două săptămâni, trei, s-au adunat ceva furnicuțe aici. În urmă cu două săptămâni, trei, am prins un roi și l-am băgat în buduroi. Să verific să se vadă bine. Da, uite așa se vede. Sper să vedeți și dumneavoastră. Da. A fost un roi mic. Nici buduroiul nu este mare. Este pe 5 rame. Și haideți să vedem cum lucrează albinuțele. Vedeți mai aproape și dumneavoastră. Iată. Destul de gros. 5, am 15 cm. Destul de gros. Și nu cred că o să le fie frig la iarnă. De mulțit, dacă se mulțesc și doresc să plece, o pot face. Ramele au fost făcute după mână, în funcție de dimensiunea buduroiului. Avem o primă ramă. Iată să vedeți și dumneavoastră cum lucrează. Da, sper că se vede bine. Da, să lăs un pic mai sus. E, cam așa cred. Iată, mierii au adunat, au clădit până aici. Se vor duce și mai în jos. Vor duce și mai în jos. Destul de frumos. Să învertim și partea cealaltă. Iată. Am să scot câteva rame, să le pun deoparte, să vă arăt și înăuntru buduroiului, să vedeți cum l-am făcut. Luăm a doua ramă. Vedeți ce depuiet are. E ușor. Iată. Destul de frumos puietul. Și ouă de o zi. Iată, în jos depunem mătcuța. Să vedem și mătcuța pe unde o fi. Aici nu se pare să fie. E, aici iată, uite ce-a făcut. Prăpăditele, un fel de ramă dublă. Au dublat. E, s-au descurcat ele. Nu văd mătcuța pe aici. Poate o fi, poate, prin interior. Sau. Da. Nu modificăm prea mult. E, hai să vă arăt. În buduroi la
Vedeți cum arată. Iată, cam așa. Cam așa e adâncimea uduroiului. Și aici pe margine au închis ele. Da. Intrarea în buduroi se face. Intrarea în buduroi se face de la mijloc. Acolo jos se adună, evident, ceva mizerie. Și cu timp o să scot eu. N-am băgat-o bine asta înapoi. Ramele trebuie băgate exact cum le-am făcut. Iar dacă vrei să schimbi o ramă, să scoți mierea, va trebui să facem încă o altă ramă, după dimensiunile celelalte. Spuneam că acestea nu le-am făcut din de a scoate miere sau pur și simplu așa de frumusețe. Iată, uite ce bine lucra Albin aici. Deci dumneavoastră ce de puiet frumos are, uite, până jos. Da. A fost un roi mic, n-a fost mare, să știți. N-a fost mare. Vedem, nu vedem mătcuța. Ia pe undeva. Sunt ouă de o zi. Sigur o fi pe undeva. Mergem mai departe. Dați cu seama, are puie destul și o să se mulțească pe aici. Mai cu grijă și ușor. Iată și aici ce bine a pontat. Și din coace. Foarte frumos. Ei, tu n-ai avut de lucru. Foarte frumos. A supărat un pic. Se bat una prin mânușă. Prin mânușă. S-a luat de mânușa mea. Da. Ușor, frumos. Ia luăm și ultima ramă. Iată ce frumos a lucrat. Aici a pus miere. Să văd eu. Iată, aici are și o clădire suprapusă, așa cu, aici a pus păstură și aici a mai făcut o mini ramă suprapusă și iată a pus puiet. Interesantă concepția și lucrarea. Oare o să le ajungă? O întrebare pentru cei mai scuțiți sau apicultori. O să le ajungă la iarnă? Să le ajungă la iarnă mierea. O să supraviețuiască? Sau ce-i de făcut? Dacă vor muri de foame, practic dacă pun doar aici și dincolo, nu cred că vor muri, că le ajutăm cu miere. Dacă mierea nu se vinde,
Pentru că lumea se plânge că e scumpă mierea, așa o dăm înapoi la albinuțe sau pape. Vreau să văd matca, să vedem ce mătcuță avem. Or fi, o fi tânără? O fi bătrână? Se spune că albinuța când roiește pleacă cu matca bătrână. Unii susțin că cu una tânără, dar eu în desele roiuri care le-am avut și am văzut că au plecat majoritatea cu cea, hai să nu-i spunem bătrână, în vârstă sau puțin mai în etate. Nu o văd. Uite, mă, fi pe asta? Sigur e pe aici, nu va? Matca împerecheată, care spune că nu zboară. De ce spun lucrul acesta? Pentru că a fost unele cazuri când am ridicat și am scos o ramă și era matca și a zburat. Matca care este împerecheată nu poate zbura. Și cea care a zburat, sau cele care zboară, sunt neîmperecheate, ieșite din botcă sau... Mă rog, să nu fie ascunsă după această construcție. Eu nu o văd. O fi ea undeva. Ne uităm pe rama aceasta. Dar de obicei ea nu stă pe rama de la margine. Acestea fiind spuse, dragii mei, iată buduroiul prezentat. Vă poftim la miere din buduroi și până data viitoare să auzim de bine.